Certificatul verde COVID este obligatoriu începând de luni în localitățile unde incidența cazurilor de coronavirus este între 3 și 6 la 1000 de locuitori, măsura fiind valabilă inclusiv pentru copiii ce au mai mult de 6 ani. Obligativitatea certificatului COVID a fost introdusă de guvern vineri printr-o hotărâre. Documentul care atestă vaccinarea anticovid, trecerea prin boală sau un test recent cu rezultat negativ va fi obligatoriu în restaurante, la spectacole, la cinematograf sau la sala de sport și la evenimente private din zonele în care rata de infectare cu SARS-CoV-2 a depășit 3 cazuri la 1000 de locuitori. Activitatea restaurantelor, cinematografelor, instituțiilor de spectacole nu va fi închise după ce rata de infectare trece de 3, fără a depăși 6, dar accesul va fi condiționat de dovada că participanții sunt vaccinați, testați sau trecuți prin boală. Grupul de comunicare strategică a anunțat duminică 3800 de noi infecții cu SARS-CoV-2. Alte aproape 60 de decese au fost asociate bolii COVID. În secțiile de terapie intensivă se află peste 700 de bolnavi. Mai puțin de 6.000 de doze de vaccin au fost administrate la nivel național, conform ultimei raportări. Și copiii cu vârsta de peste 6 ani vor avea nevoie de certificatul verde pentru a merge cu părinții la restaurant, la nuntă sau la alte evenimente, potrivit hotărârii de guvern adoptate vineri. De asemenea, în cazul județelor, localităților cu incidența cuprinsă între 4 și 6 la 1000 de locuitori, operatorii economici care desfășoară activități cu publicul în spații închise în domeniul sălilor de sport sau fitness pot funcționa fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minim 7 metri pătrați pentru fiecare persoană.